Raluca și Ion de la Mireasa sezonul 4 trec prin multe încercări. Fericiți, cei doi anunțau că vor deveni părinți în curând. Cu durere în suflet țin să vă anunț că copilașul nostru s-a oprit din evoluție. Mulțumim tuturor pentru gândurile bune, a scris Raluca Șaulescu pe Instagram pe 5 decembrie 2024. Fosta concurentă de la Mireasa a povestit că sarcina nu e tocmai ușoară, cineva m-a întrebat dacă am grețuri. Deci nu vreți să știți câte grețuri am într-o zi. Am 2 săptămâni în care nu mai pot să fumez deloc și nu mai pot să suport nici mirosul de țigară, deci e dezastru. Am grețuri de la diferite mirosuri și sunt niște stări străine, nu le-am mai întâlnit niciodată, sunt ciudate rău. La scurt timp după ce s-a aflat de pierderea sarcinii, Ion Șaulescu de la Mireasa sezonul 4 a publicat 3 puncte pe contul său de Instagram, semn că vestea e mult prea dureroasă pentru ei. Ulterior, a anunțat că el și Raluca nu mai formează un cuplu și pentru că veștile rele vin întotdeauna în echipă, de azi eu cu Raluca nu mai formăm niciun cuplu și nicio familie.